În plină criză energetică, termoelectrica produce mai puțin curent electric decât era preconizat. Se întâmplă din motiv că unul dintre generatoare s-a defectat. Este vorba despre generatorul reparat în această vară și pentru care s-au cheltuit peste 5 milioane de lei. Avaria de la termoelectrica s-a produs acum o săptămână, însă despre aceasta s-a aflat abia astăzi. Într-un comunicat de presă, întreprinderea menționează că în noaptea de 10 spre 11 noiembrie a avut loc oprirea avariată a blocului energetic numărul 3, care produce 18 MW. Instituția precizează că personalul operativ a efectuat o inspecție, iar la verificare a fost detectată o defecțiune de generator. Peste câteva ore a fost convocată Comisia Tehnică pentru Cercetarea Incidentului, care a stabilit că deconectarea avariată s-a produs din cauza că în interiorul generatorului a pătruns apă, iar pe conducta răcitorului a fost depistată o fisură. Potrivit întreprinderii termoelectrica, în prezent specialiștii încearcă să estimeze volumul necesar de lucrări, dar precizează că din cauza temperaturilor extrem de ridicate, specialiștii nu se pot apropia de generator până când acesta nu se va răci. Am încercat să aflăm din ce cauză s-a produs defecțiunea în condițiile în care blocul energetic a fost reparat acum câteva săptămâni, dar directorul general al întreprinderii nu ne-a răspuns astăzi la apeluri. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a confirmat avaria de la termoelectrica, dar nu a oferit mai multe detalii. Este adevărat că s-a întâmplat o defecțiune tehnică. Termoelectrica a creat un grup de lucru și au promis că astăzi vor transmite un raport tehnic ca să înțelegem care au fost motivele. Nici prim-ministra Natalia Gavrilița nu a putut oferi detalii în legătură cu acest incident. Într-adevăr, am aflat despre acest incident. Imediat am solicitat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Proprietate Publică să investigheze circumstanțele acestei știri, deci care sunt lucrurile de fapt. Blocul energetic numărul 3 de la termoelectrica a fost reparat în această vară. Reprezentantul companiei Horos, Mihai Godea, susține că lucrările au fost efectuate calitativ. Lucrările care au fost incluse în caietul de sarcini au fost realizate pe deplin și calitativ. În rest, dacă vom fi solicitați, echipa noastră de tehnicieni, așa cum a făcut întotdeauna, va pune umărul pentru remedierea oricărei probleme dacă apare în proces tehnologic. Conform contractului semnat de Horos și Termoelectrica, în valoare de aproape 5,4 milioane de lei, compania Horos s-a angajat să execute reparația capitală a generatorului cu scopul de a prelungi termenul de exploatare pentru o perioadă de 5 ani și a garantat calitatea lucrărilor pe un termen de minimum 2 ani.